O populație nepregătită pentru cutremur este vulnerabilă, de aceea prevenția este cel mai eficient mod de acțiune. Declarațiile au fost făcute de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, la un seminar pe tema utilizării tehnologiei anticutremur la care participă experți din Japonia. Arafat a subliniat că populația trebuie să fie informată, iar în cazul unui eventual cutremur, instituțiile, spitalele trebuie să fie pregătite să nu le cadă aparatele de pe pereți. Primul pas ar fi informarea populației pentru a se comporta în timpul unui dezastru, a spus secretarul de stat. Oamenii să știe că trebuie să aibă în casă și să le fie accesibile apă, mâncare, medicamente și un radio pe baterii pe care să poată auzi mesajele transmise de autorități. Potrivit lui Raed Arafat, prevenție înseamnă și ca autoritățile să asigure că după eventualul cutremur rămân funcționale clădirile publice. Secretarul de stat a adăugat că în România se merge pe un mod de acțiune potrivit căreia nu se spune nimic pentru a nu induce panică în populație. El a ținut să sublinieze că o populație neinformată și nepregătită este vulnerabilă, intră în panică și nu știe cum să se comporte. În Japonia, populația a învățat cum să trăiască cu aceste riscuri. Am dorit să ajungem și cu populația noastră acolo în următorii ani, pentru că nu este un lucru care se întâmplă peste noapte, a mai spus Arafat. Potrivit datelor actualizate privind imobilele expertizate tehnic din punct de vedere seismic, în București sunt foarte multe clădiri care au nevoie de lucrări ample de consolidare. 173 sunt cu risc seismic extrem de ridicat încadrate în clasa 1, iar alte 183 sunt catalogate drept pericol public.